judecata lui Solomon. Și chemându-l împăratul, David, când era la tron, să-i vestească, să-i predeie cheile lui Solomon, cel mai iscusit la minte între prealeșii prinți, Solomon era cu minte, ascultând de-a lui părinți. Domnul a ales să fie peste țară împărat, căci David îmbătrânise, vremea lui s-a terminat. Deși s-au găsit și alții pretendenți, cu dor nespus, ca să urce trepți de aur și să fie la condus. Nu însă după voință, trebuie ales să fii, chiar dacă ai avea dorință, nu vei birui, să știi. Domnul hotărăște cine trebuie să stea mai sus, el ridică și coboară pe cei care l-a condus. Și așa primi poruncă David de a-l instrui pentru slujba cea înaltă doar pe unul dintre fii. Solomon preia ștafeta, împărat peste popor, însă fără experiență se ridică în fața lor. Domnul însă intervine și prin vis l-a încercat, pe când în a lui odaie Solomon dormea în pat. Glasul cel de sus îl cheamă după numele purtat. Solomon știa că-i Domnul și atunci s-a înfricoșat. Și vorbind cu el din cerul, Dumnezeul cel slăvit, într-o rază de lumină Domnul s-a descoperit. Fiul lui David, ascultă, cere-mi astăzi ce voiești, căci îți dau tot ce vei cere și îți dau tot ce dorești. Vai, ce probă, ce încercare, spune frate, ce făceai? De la Domnul, prin credință, ce-ai fi vrut și ce-i cereai? Moartea celui ce te apasă ca să îți ia locul tău sau să te îmbogățească cu palate Dumnezeu? Avem drept să cerem multe, însă după voia lui, nu cu gândul la risipă, în plăcerea veacului. Solomon gândi o clipă. Stând pe loc, nu s-a pripit și cu vocea tremurândă către Domnul a vorbit. Doamne, dă-mi înțelepciune să conduc al tău popor. Ei sunt mulți, eu sunt prea tânăr, am nevoie de ajutor. Și alegerea fu bună. Dumnezeu s-a bucurat de alesul său pe care îl făcuse împărat. Și-a adăugat zicându-i, fiindcă asta mi-ai cerut, iată, am să-ți dau mai multe decât alții au avut. Te voi face împăratul și vestitul Solomon, îți voi da argint și aur și domnia de la tron. Fiindcă n-ai cerut avere, nici vrăjmașul pedepsit, iată, eu voi fi cu tine câtă vreme stai smerit. Și așa cum îi promise, Domnul, când vorbi cu el, îl făcu conducătorul peste întregul Israel. I-a dat mare înțelepciune, cum n-a fost vreun steag pe zid în Israel sau pe lume ca și fiul lui David. El, sub comanda lui, poporul avea pace, bucurii. Solomon, conducătorul, i-a dat multe bogății. Aveau aur și palate, aveau robi și tot ce vrei. Țările învecinate se temeau pe atunci de ei. El a alcătuit poeme, psalmi, așa ca tatăl său, a scris sute de proverbe, sfaturi de la Dumnezeu. El a judecat poporul iscusit și talentat. Cei cu pricini și necazuri se duceau la împărat. Într-o zi, la poarta înaltă, două mame au venit să le facă judecată împăratul cel vestit. Și, chemându-le sala, judecății în palat, împăratul cu uimire pe femei le-a întrebat. Ce necazuri vă apasă? Nu vă temeți, hai vorbiți! Știu că cu necazul vostru de departe voi veniți. Iată cele două mame, iată ce necaz aveau.
Într-o căsuță modestă amândouă locuiau. Aveau și copii de-o seamă, iar necazul a venit și lovi în biata mamă care fiul și-a strivit. Neglijentă, neatentă, pe copil l-a sufocat, căci copiii pe atunci adormeau lângă mamă în pat. Și pe când se deșteptase, vai, copilul a murit. Ce să facă? Speriată, repede s-a și gândit. Cealaltă liniștită respira lângă odor. Atunci mama vinovată îi fura al ei fecior. Nu putea să păgubească. A murit să-l țină ea. Și așa făcuse schimbul pe furiș femeia rea. Dimineața se trezește biata mamă cu fior și privindu-l cu durere, vai, muri al meu fecior. Dar uitându-se mai bine, e al ei, nu-i al meu. Tu, vecină, ce-i cu tine? Ăsta e copilul tău. Vai, îmi pare rău de tine, știu că ți este foarte greu, dar nu pot orice se întâmplă ca să-ți dau copilul meu. Atunci falsa cumânie, ia te uită ce vorbești, vrei acum și pe acesta de la sân să mi-l răpești? Nu destul că neglijentă, adormită, l-ai strivit? Ce să-ți fac? A ta e vina căci copilul ți-a murit. Și se încăierase cearta. Cele două s-au certat și cu această frământare au ajuns la împărat. Povestindu-i amândouă după cum ați auzit, împăratul stă și ascultă și adânc a chibzuit. Cum să afle adevărul? Martor nu-s, ele vorbesc și se ceartă cu mânie și mereu se osândesc. Dă-mi copilul, zice mama, mi-ai furat copilul meu. Cealaltă îi răspunde, acel mort este al tău. Și certarea se întinde ca și ceața în pustiu. Solomon chemă soldații și le dă copilul viu. Despicați-l cu tăișul sabiei, vorbi ostil, și să dăm la fiecare jumătate de copil. Auzind sărmana mamă hotărârea ce s-a dat, renunță cu duioșie la iubitul ei băiat. Împărate, stai o clipă, nu-l ucide, dă-i-l ei. Vreau să știu că el trăiește, a zis una din femei. Nu, răspunde cealaltă, nici al meu și nici al tău. Judecata este dreaptă, împărate, domnul meu. Iată care e secretul. Dragostea învinge ura. Asta este lege sfântă, dovedită cu Scriptura. Dragostea ne dă viață, ura moarte neîncetat. Adevărul în iubire împăratul l-a aflat. El, de fapt, n-a vrut să taie copilașul cel frumos. El dorea ca să cunoască adevărul luminos. Mama vitregă pierduse când cu ura a strigat. Când a spus, tăiați copilul, singură ea s-a trădat. Dați-i la cealaltă, dragostea a biruit. Ea e adevărata mamă și durerea s-a sfârșit. Ăsta este adevărul. Împăratul s-a convins. Mama lui e cea miloasă și în mână i l-a întins. Ia-l și merge acasă în pace. Și pe brațe i l-a pus. Și luându-și copilașul, mama lui cu el s-a dus. Domnul judecase mintea la cel care a judecat, Domnul luminase mintea la cel care a judecat, încât i se duse vestea peste tot în lung și în lat. Tot la fel, la judecata, zilei care va veni, vor fi condamnate multe mame ce au strivit copii și vor fi încununate mame care au primit de la Domnul toți copiii care El i-a rânduit. Cele două de altă dată mame care s-au certat, ele reprezintă lumea cea căzută în păcat. Una piere, alta scapă. Mama care a iubit este lumea păcătoasă care azi s-a pocăit. După cum și sos pe cruce doi tâlhari cu chip zbârcit, unul judecă pe Domnul, celălalt s-a pocăit. Căci tâlharul fără milă o sândește cu al său grai, celălalt se pocăiește și ajunge sus în rai. Cele două lumi se adună la al judecății tron.
căci acolo va fi unul mai presus ca Solomon. N-ai să poți să-l minți pe Domnul, căci atunci vei amuți când vei auzi că praful de pe ghete va vorbi. Numai mila biruiește, judecata acum s-a spus, cine are astăzi milă îl va grația Iisus. De aceea, hai să cerem milă ca să biruim, ca femeia cea miloasă copilașii să iubim, căci ei sunt o răsplătire, un cadou ce ni l-a dat Dumnezeul nostru mare, pentru că l-am ascultat. Tolba cu săgeție bună și lăstarii de măslin, tot ce vine de la Domnul să primim cu drag creștin. Când întreb pe câte o soră sau pe câte un bărbat, câți copii aveți, măi frate? 4 Dumnezeu ne-a dat. Adevărul este altul, numai 4 au primit. Anania și Safira nascuns s-au sfătuit. Bieții frați, înșelătorul umblă ca un leu răgnind, zi și noapte după pradă, fără milă sfâșiind. Prin credință, soră, frate, lui să ne împotrivim, ca Iisus Mântuitorul adevărul să-l păzim. Știe Domnul, frate dragă, este greu cu 4 mici, dar acele ce are 10 sau mai mulți, cum îți explici? Toți lucrează, toți învață, e adevărat, e greu, dar copiii și părinții strigă către Dumnezeu. Domnul va trimite corbii, ai curaj, nu veți muri, ca prin somn El va trimite ajutor pentru copii. Poate că e așa, să-i facă cine e mai credincios, noi suntem mai slabi pe cale și cădem adesea jos. Culmea, căci aceste vorbe nu le spun acei săraci, ci acei cu multe case și cu multe boabe în saci. Poate a lăsa mânie peste aceia vinovați, versurile din poezie văzându-se acuzați. Sabia stă ridicată, însă tu o poți opri. Dacă te întorci la Domnul, hotărât nu vei muri. Mincinoși sunt mulți și multe, care în minciuni trăiesc și de acolo nu mai scapă dacă nu se pocăiesc. Sigur, Solomon pe atunci pe amândouă le-a iertat, frați, surori, de vreți iertare să lăsăm orice păcat, să nu fim nici, că de-am fi din nou sub lege, câte pietre n-ar zbura, de prin bănci din adunare în Ștefan din nou ar da. N-are altă poezie? N-are alta ce vorbi? Numai să ne bată capul despre nașteri de copii? El nu vede că o parte dintre frați tot ocolesc să-i atace pe aceia care mai păcătuiesc. Ei le spun doar cum să-i crească, cum să fie educați, dar să-i lase să se nască nu le spun aceștia frați. Dar pe cine să înveți, frate, dacă nici n-a răsărit firul cel de iarbă verde, căci părinții l-au strivit? Când un om păcătuiește în vreo formă, în vreun fel, el mai caută să tragă și pe alții după el. Soră dragă, fii cu minte, fă și tu așa ca noi, un copil destul ajunge, un copil sau cel mult doi. Când vrăjmașul omenirii a căzut din înălțim, el mai trase multe stele după el în adâncim. Mama cea adevărată adevărul a rostit, pe când cealaltă mamă în continuu a mințit. De-i greșit, e mult mai bine ca să plângi, să te căiești și dragoste de plină lângă Domnul să trăiești. Priceputați înțelesul care Domnul ni l-a dat? Frați, surori din adunare, să lăsăm orice păcat, să nu fim nici ucigașa, nici tâlharul răutăcios, să luptăm, să fim urmașii Domnului Iisus Hristos.